de disperați sunt acești oameni care politizează nenorocirile. Ei nu știu că întâmplător, dar pur întâmplător. Așa a fost voia celui de sus, probabil, da? Eu nu am nicio semnătură. Mă știu eu, dar acum de n-au ajuns, niciun document n-a ajuns pe la mine să semneze. Ei erau bucuroși că s-a întâmplat o nenorocire, ca să poată pune tonul de pe plin, cu de-a vreau și făcut-o. Ce oameni sunt aceștia? Eu mă pus la mar, că la înfățișare, părem din acea specie, la suflet, la comportament, la valorile la care aderăm, n-avem niciun lucru. Sunt o tică roșie pusă dincolo de orice limite. Ce bine am avut eu ca să fac obiectul știrilor naționale pe acest subiect, sigur, preocuparea ca să induce ideea că aș fi eu vinovat. Eu sufeream pentru că s-a întâmplat o nenorocire, atât de tot. Și am spus din start, vreau să se desfășoare anchete, anchetă, în liniște, fără nicio perturbare și, evident, cel care a greșit în funcție de gravitatea erorii și a consecințelor erorii, trebuie să fie pedepsit conform legilor. Avem legi în țara asta, nu? Nu am toți. V-au explicat specialiști din primărie cum e posibil că acum, după ce dumneavoastră ați făcut lucrarea, nu dumneavoastră, primăria, a făcut lucrarea, acum să vină alți specialiști să spună că nu e sigură? Că totuși a fost o lucrare făcută de primărie, nu ați făcut niște verificări? A fost făcută. A fost făcută de specialiști, a fost proiectată de specialiști, acolo sunt scheme, în confina acolo erori procedurale. Repet, n-a lucrat nimeni după indicații cu degete. S-a lucrat după documente asumate, dar nu mai continuiți, că vă continuați să vă pronunțați. S-a pronunțat cumva expertiza procuratorii în privința cauzei prăbușirii. Eu nu știu cauza prăbușirii în momentul de față. Așa că nici dacă o să continuăm discuția, eu v-am spus ce am avut de spus. Acum se trece astăzi, da? Se trece la demontarea acelor plăci, pentru că așa au cerut niște specialiști. Asta nu înseamnă că din cauza lor s-a prăbușit poarta, că nimeni n-a ajuns la această concluzie. Nu mai induceți această idee. Eu nu exclud nimic. Nici asta și nici altceva. Nu exclud nici un viciu inițial, nici structural, nici faptul că pur și simplu a fost o solicitare dincolo de pragurile care au fost avute în vedere de normativele în vigoare. Pentru că știți bine că la cutremure de anumită intensitate se prăbușesc clădiri și nimeni vinovat. Ce s-a întâmplat de fapt? Ce știm este că am avut de-a face cu un fenomen natural, un instrument natural provocat? Nici asta nu putem ști și eu nu mă hazardez în speculații, dar cu un fenomen cum în Timișoara nimeni nu-și mai aduce aminte să fie avut loc vreodată, fenomen care a făcut, spre exemplu, ca pe Modest, unde erau umbrele, și scaune, nimic să nu se plinească. Dar în schimb, la doi pași dincolo, să descopaci smulși din pământ. Alături de cei smulși din pământ, cu rădăcinul, copaci sănătoși, la presa medicare, copaci șubrezi intacți. Deci a fost un fenomen cu totul și cu totul ieșit din comun. Ce rost care să facem noi speculații? Lăsați specialiștii să facă expertizele de rigoare, procuratura știe ce are de făcut și fiți siguri că va face. Și-a